face responsabil pentru toată drama oamenilor. Sunt mulți oameni care au intrat în depresie, sunt mulți care și-au destrămat familia ca să plece doar să găsească un loc de muncă, să plătească facturi. O să intrăm în legătură directă cu mama, care își crește singură copilul de 4 ani și nu vrea să plece de lângă copil ca să piardă cei mai importanți ani din viață. Stă aici și caută să muncească, să dea cu mătura, că asta este. Nu? Am distrus tot și n-am pus niciodată ceva în loc ca să oferim forță de muncă. Ce facem? Cine reacționează cât să-i ajute? Nimeni nu a dispus de o comunicare bună cât să le oferim oamenilor o plasă de siguranță să nu se ajungă aici. N-am avut predictibilitate, n-am avut o informare corectă, nu am avut nimic. Cine-i sprijină pe cetățeni? Cine? Doamna Iulia este în legătură directă cu noi, este pe telefon. Bună seara! Bună seara, doamna Alexandra Păcuraru! Bună seara, inclusiv invitaților dumneavoastră! Și vă mulțumesc pentru că mi-ați răspuns la apelul meu disperat. Da, cum să nu vă răspund? Spuneți-mi până la urmă de unde a început nenorocirea. Ați acumulat niște restanțe, deci ați fost debranșată, deși data facturii scadentă era pe 20 luna asta, da? Dar din motive că ați acumulat ceva datorii, s-au grăbit să vă debranșeze. Haideți să începem cu începutul. Am și eu câteva cuvinte de spus. Vă rog. Și știu că toți se uită la Realitatea TV. Nu vă spun decât atât. Orban, Tătaru, Vela, Câțu, Ciucă, Rareș Bogdan, știu că te uiți la Realitatea. Opriți căldura o oră să vedeți prin ce trece copilul meu. Vreau să știți prin ce trece sufletul meu. Pe 14 martie, spre 15 martie 2019, m-au băgat pentru prima dată în izolare, pentru că fratele meu a avut jobul de așa natură. Făcea curierat intern, extern, inclusiv Germania. El putea umbla pe 3,5 tone, pentru că era lege dată de către domnul Vela. El putea traversa Europa. În schimb, familia lui era în izolare. Vă pot demonstra, vă poate spune inclusiv poliția orașului Bașolt, inclusiv de la DSP, pentru că știau și veneau să vadă dacă sunt acasă. S-au acumulat datorii. Peste un an de zile, numai sufletul meu știe prin ce am trecut. M-au dat pe mâna recuperatorilor. Plăteam săptămânal câte 500 de lei. Deci furnizorul v-a vândut recuperatorilor. Ne-au dat pe mâna recuperatorilor. Pot să spun că până mai acum 3 luni de zile eu nici nu am văzut să-mi apară vreo factură de gaz. Tot timpul am ținut legătura telefonic. Imediat după ce plăteam suma de 500 de ron, 5 milioane vechi. Adică 500 de ron era taxa pentru recuperatori. Da. La câteva zile după, la câteva zile după, în acea săptămână, sunau iarăși să mai virăm o sumă. Dar prin faptul că cu ajutorul actualului primar, Cătălin Rotea, mi-a dat un loc de muncă. Lucrez la o societate privată aici în oraș. Nu știu dacă pot să-i dau numele. Nu. Este vorba despre salut. Nu contează. Contează că v-a găsit un loc de muncă. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu și sunt mândră. Dau cu mătura pentru copilul meu. Muncesc pentru băiatul meu. Doamnă, am încercat inclusiv să mă împrumut la o bancă, dar nu am avut vechime. Și m-am încurcat cu IPN-urile, nu pot la fel să dau nume. Iată, eu nu am mai putut să fac față și cu rata de 4.700.000 pe lună, inclusiv cu cei 500 de lei, 5 milioane pe care mi-i cereau recuperatorii. Dar la recuperatori ăștia ce sumă trebuia să plătiți și câte luni? Tranșe 500 de lei, cât timp? Nu ne-au spus un interval de timp. Deci nu au specificat un interval de timp, cum de altfel și astăzi încercai să-i sun.
Mă înțelegeți, eu... Cât va veni factura la gaze? 64 de milioane și ceva. La un apartament cu câte camere? La un apartament cu două camere. Când i-ați notificat să vă mai lase, ce v-au spus? Cum s-a ajuns la debranșare? V-au anunțat că vor veni să vă debranșeze? Nu ne anunță nimeni hârtia, pentru că știți că în momentul în care probabil trebuie să-mi lase și mie o hârtie, că ei aveau o hârtie, o luai eu de jos, pentru că am sectorul aproape de casă. Îi văzui cu mașina și așa am dădui seama că de la mine din scară iasă. Încercai să vorbesc cu ei omenește și îmi spuseră în felul următor, ce și noi stăm la cutelie. Le-am zic, da, dar voi aveți salarii fantastice de mari. Mai lăsați-mă două zile, o zi, mă rugai de ei cu cerul și cu pământul, măcar să apuc să-i gătesc copilului o mâncare caldă. Pentru că el e obișnuit cu mâncarea caldă, noi zilnic îi gătim, separat de noi. Și mă evitară, am spus, răție, ți-ar conveni cineva să-ți ia mătura din mână. Efectiv, mă umilirea pe față, nu le cerui decât o jumătate de oră, măcar o jumătate de oră să gătești ceva. Sau o zi, pentru că mai aveam până pe data de 20. Și tot timpul m-am culcat pe ideea că tot așa o să plătesc săptămânal 5 milioane sau cum o sunau ei, trebuie neapărat în două zile să băgați suma de. Și imaginați-vă, am o cardiacă. Într-un fel poate făcură mai bine că nu-i bătură în ușă. Cum se numește societatea? Deci, cum se numește societatea care v-a luat contorul? Nu aș vrea să dăm... Nu, stați un pic, nu. Mă rog. Haideți să facem un apel către directorul societății respective, care e probabil de furnizare, nu? Sau de furnizare de gaze. Să facem un apel că este iarnă totuși. Această doamnă are totuși un copilaj de 4 ani. A fost debranșată înainte de data de 20. Pe factură era scadentă data de 20. Da, dacă domnul prim-ministru Ciucă a promis, și eu am are încredere domnul prim-ministru, că nimeni nu va fi debranșat. Haideți să facem un apel către directorul acelei societăți. Nu știu de ce am sentimentul că acest caz nu este un caz izolat și nu știu de ce am sentimentul că indiferența o să ucidă și vă veți face complici la crimă premeditată, dragi decidenți care puteți face ceva. Nu mai contează, nu le mai pasă de copiii noștri, îi rugai cu cerul și cu pământul. Dacă vi s-ar oferi un loc de muncă la București să veniți cu copilul, că înțeleg că sunteți mamă singură, nu? Doriți să veniți? Sunt o mămică singură, dar vedeți dumneavoastră, Dumnezeu a făcut de așa natură cât să-mi găsesc locul meu de muncă aici și am niște colegi fantastici de buni și șefii mei și directorul meu. Suntem ca un nucleu. Mi-au fost aproape și la bine și la rău. N-aș putea să-i părăsesc. E orașul în care eu m-am născut. Și aici vreau să-mi duc crucea. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Sper că ați tras un semnal de alarmă care să duduie toată noaptea în Cotroceni și peste tot pe unde sunt decidenții noștri, ca în noaptea asta nimeni să nu meargă la culcare fără să știe că de mâine se va aplica o lege care să ne pună persoanele cele mai vulnerabile.